Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Să avem vești bune și vești mai puțin bune în privința Greciei. Cu ce începem? Mai întâi, cu alea bune. Aviația civilă greacă a anunțat ridicarea carantinei obligatorii pe o perioadă de 7 zile, care e în vigoare până în prezent în Grecia. Această carantină viza turiști, citez, rezidenți permanenți în statele membre ale Uniunii Europene, deci și noi deocamdată, spațiul Schengen, Regatul Unit, Statele Unite, Israel, Serbia și Emiratele Arabe Unite. Deci nu ne mai privește, fiind în Uniunea Europeană. Ridicarea acestei carantine se aplică zborurilor cu pasageri care au fost vaccinați cu 2 doze de vaccin și, mă rog, cei care sunt negativ COVID-19 cu test negativ de cel puțin 72 de ore. Deci, moment, da. Aici deja eu sunt deranjat că a fost bolnav de COVID, da. Că deci, din ce am remarcat, a dispărut aia cu anticorpii. Asta e ghinionul tău. Păi de ce, domne? Nu trebuia să faci. Nu trebuia să faci, da. Și acum eu trebuie să fac test PCR. Da. Băi, care, tu, slavă cerului, oricum, s-a ieftinit. Cât numai? 400, 235. Cât? 235 la 240 găsești. Cred că dacă negociezi dur, dacă ți iei 10, te lasă la 200. Bun. Dar degeaba intrarea liberă și nu știu cum, dacă e interzis la tzatziki. Și aici e vestea proastă. Deci, autoritățile din Grecia au mai anunțat, asta este, înțeleg că consulul nostru la Salonic a publicat aceste informații. Ok. Au mai anunțat că toate unitățile de alimentație publică de pe teritoriul țării, precum restaurante, barurile, etc., nu știu ce, nu sunt deschise. Dacă vreți mâncare, puteți comanda. Deci, delivery e. Sau dacă stai la hotel și funcționează restaurantul, funcționează doar pentru tine. Mănânci pe pat. Da. De asemenea, reguli impuse. Era pe bune, adică la un dat, știi, Ione, să mergem undeva, să mergem și noi undeva. Unde să mergem, Ione? Totul e închis peste tot. Nu contează, ne luăm mâncare în cameră. Și unde mâncăm, Ione, în camera de hotel? Pe pat? Adică unde mănânci? În camera de hotel, în camerele astea de hotel? Ai o noptieră, două, le lipești. Cum să găsești soluții? Mănânc pe noptieră? Da. N-am, poți să-ți iei scaune de la friante de pescar. Dar ce zic eu pe vremea noastră? În anii 90, da, și mergeam la mare și lipeam noptierele și ce, le mai scoteam și pe hol câteodată, făceam masă mare. Așa e. Mai multe familii, mi-aduc aminte. E niște conserve de pate de ficat? Băi, apropo, mai veneam cu șnițele de acasă. Cu... da. Mai țineți minte ce ne-a povestit Damian Drăghici? Că era cu trupa în Japonia. Așa. Și aia disperați, băieții din trupă, disperați de ce mâncare primeau de la japonezi, care e oarecum diferită totuși de mâncarea europeană. Că dădeau pilaf. Da, nu, într-o zi Damian s-a întors la hotel și era poliția în față și toată lumea. Pentru că ea crezuseră că cineva a dat foc hotelului. Așa e, da. Băieții au făcut mici. Au făcut friptane. Au făcut friptură, s-au aranjat un grătar și în hotel, pe la etajul 10, pe nu știu unde, s-au gândit să facă și un furt. Să facă un grătar, mic. Au scos orezul de pe pește. Revenind la Grecia. Purtarea măștii în interior, exterior, e obligatorie, inclusiv când se deplasează cu automobilul și nu sunt familie. Deci asta apropo de, știi, protestele de la noi împotriva restricțiilor. Ion, și la noi există restricții? În afară de faptul că sunt închise restaurantele și cinematografele și sălile de teatru? Serios, în rest, comparând cu ce se întâmplă în țările civilizate, inclusiv Grecia? Deci asta e una. Maximum 3 persoane în autoturism dacă nu sunt membri ai aceleiași familii. Adevărul că... Maximum 3 persoane deplasare în aer liber. Maximum 3 persoane, da, deplasare în aer liber. Interval de circulație. Dacă mă duc cu amândoi băieții, pe unul trebuie să-l las un pic în urmă. Le scos fără, mai. Interval de circulație liberă între 5 dimineața și ora 9 seara. Cam ca la noi așa. După care se închide. A, și la 9 ești pe cameră? Da. Tare, ești o vacanță. Păi nu te supăra, dar n-ai ce face, cârciumile sunt închise. Te uiți la Superliga. Bun, da. Cumpărături în magazine nealimentare, numai cu programare. Vreau și eu, vă rog, o programare la magneți. Să puneți două căni. Și într-un interval de maximum 3 ore. Bine, asta e Grecia. Este permisă circulația persoanelor numai cu trimiterea unui SMS la un număr special și numai pentru motive întemeiate. Că au 6 motive întemeiate pe care... Și da, este interzisă circulația între regiunile grecești. Mamă, ce râd bulgarii de noi? Și că și-au anulat programările în Bulgaria, rezervările se duc în Grecia. Să aici în Bulgaria acum, duceți-mă în Grecia. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.